Pentru a accesa meniul ascuns al navigației, trebuie să apăsăm pe butonul meniu pentru a ajunge în meniul principal. Iar din meniul principal, ținem apăsat pe joystick aproximativ 15 secunde. Iar după cele 15 secunde, eliberăm joystick-ul și va trebui să învârtim de 3 ori spre dreapta, de 3 ori spre stânga, o dată la dreapta, o dată la stânga, încă o dată la dreapta și apăsăm pe el. Și ne-a intrat în diagnoză. Da? Avem aici exit să ieșim din diagnoză sau aici putem apăsa pe joystick și intrăm în meniul de diagnoză. Da? Și avem în stânga mai multe meniuri. Navigăm normal din joystick prin fiecare și pentru a accesa fiecare meniu trebuie doar să apăsăm o singură dată pe buton și ne va afișa informațiile necesare în ecranul din dreapta. Da? Iar pentru a ieși din această diagnoză este necesar să mai apăsăm încă o dată pe butonul meniu și a revenit în meniul principal. Acesta a fost videoul meu de astăzi. Dacă aveți alte nelămuriri, vă rog să scrieți în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund tuturor. Mulțumesc!